Salut! În filmul ăsta vreau să vă povestesc un pic despre lucrurile bune pe care le-a făcut guvernul Orban. Pentru că dacă suntem fair și suntem corecți, ei au făcut și niște lucruri bune. Și sunt câteva care mi-au atras atenția. Am tot spus pe aici, pe canal, că programul IMM Invest va fi un eșec. Se pare că m-am înșelat, pentru că, până la urmă, se pare că sunt niște o mie și ceva de firme care au luat bani la IMM Invest. Uh, contează mai puțin cum. Ca aici e iar o chestie, dacă stai un pic să te uiți și să analizezi lucrurile și să vezi așa evoluția, aici e iarăși o mânăreală și o șmecherie făcută de guvern. Dar nu are importanță asta. Important este că banii ajung la firme și că banii ajung acolo unde trebuie. Uh, mânăria este că banca care a acordat cele mai multe credite, probabil vreo 80% din ele, dacă nu mă înșel, este BT, Banca Transilvania. E o bancă românească și sunt fer convins că există niște înțelegeri în spate între guvern și BT, prin care BT probabil va fi favorizată ulterior să cumpere niște titluri de stat la niște dobânzi preferențiale, probabil, sau alte chestii și alte inginerii financiare pe care guvernul le poate face și să ajute banca. Pentru că așa banca ajută acum ca programul ăsta să funcționeze, IMM Invest, și să nu fie un fiasco, că e singurul program care a fost introdus de guvernul ăsta și care dacă era un fiasco era nasol pentru ei. Bun, se pare că sunt o mie și ceva de firme care au luat bani de acolo, ăsta e un lucru bun, jocurile de culise din spate există, probabil că o să ne intereseze, până la urmă tot noi plătim, adică nu plătește altcineva noi proștii care ne facem că nu vedem jocurile alea de colise. Dar, încă o dată spun, ăsta e un lucru bun că au ajuns și vor ajunge bani la o mie și ceva de firme din România, probabil mai multe. Să sperăm că o să fie din ce în ce mai multe, adică o să fie mai multe prin programul ăsta IMM Al doilea lucru bun pe care l-a făcut guvernul Orban este că suportă oarecum parte din impozitele pe salariu, dacă nu mă șel, pentru angajații care își reiau munca. Și aici sunt două niveluri din ce am înțeles eu. Pentru companiile care angajează pe cei sub 25 de ani și pe cei peste 45 de ani, guvernul suportă undeva la 40% din salariu pe perioada unui an de zile, urmând ca oamenii aia să nu poată fi dați afară încă un an de zile. Și pentru cei care își reiau munca și care vin din șomaș tehnic, mi se pare că mai e o schemă de ajutor. O chestie foarte bună pentru că tendința companiilor la momentul ăsta este să nu mai angajeze și să nu mai și să dea oameni afară. Pentru că nu mai au lichidități, nu mai au cu ce să plătească salarii, economia nu și-a revenit și probabil că nu și va reveni foarte ușor. Și atunci un astfel, o astfel de schemă de ajutor și o astfel de schemă de suport din partea statului este binevenită. Astea sunt lucrurile, două lucruri bune pe care le-am văzut, eu, pe care le-a făcut guvernul în ultima perioadă. Lucruri care ajută economia și care cred că vor duce la niște chestii bune dacă ele vor fi într-adevăr aplicate cum trebuie și dacă oamenilor să vă dea banii. Pentru că și aici e o problemă. E ușor să ieși să scrii cu pixul sau să dai declarații la televizor. Contează ca banii aia să ajungă și să nu fie împărțiți într-o manieră discreționară. Da. Pentru că e foarte posibil să se întâmple și asta. Dar, încă o dată, sunt lucruri bune. Așa cum le-am văzut pe alea rele și le comentez pe aici, le văd și pe astea bune și le comentez și e foarte ok că se întâmplă treaba asta. Mulțumesc, dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunțe eu tot cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!